Pentru cei care nu au avut concediu anul acesta și își doresc să vadă marea, Asociația Națională a Agențiilor de Turism a deschis ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți în perioada 1-28 septembrie. Ofertele sunt pentru toate buzunarele, prețurile pornind de la 200 de lei de persoană pentru 6 nopți în Mamaia și de la 160 de lei în sudul litoralului. Pe litoralul românesc, în stațiunea Mamaia, pornind de la 205 lei pe servicii de cazare cu mic dejun la un hotel de o stea sau 235 de roni la un hotel de 2 stele, programul ajunge până la 605 roni pe o perioadă de 6 nopți cu mic dejun chiar și la 5 stele, turiștii pot opta pentru un astfel de pachet. În afară de pachetele cu mic dejun, care sunt standard, s-au lansat și pachetele cu all inclusive, ceea ce presupune 3 mese pe zi, mic dejun, dejun și cină, în sistem bufet suedez, inclusiv băuturile la masă, unde prețurile pornesc de la, pentru un hotel de 3 stele la 5 nopți cazare de persoane, pornesc de la 765 de ron. În sudul litoralului prețurile sunt mai scăzute, astfel că la un hotel de 2 stele vorbim de un tarif de 269 de lei de persoană pentru o perioadă de 6 nopți cazare. Până acum, conform instituției, s-au înscris în program 26 de hoteluri din toate stațiunile de pe litoral, adică 8 hoteluri de 2 stele, 12 hoteluri de 3 stele și 6 hoteluri de 4 stele, care pun la dispoziție un număr de 2000 de locuri pe serie. Pachetele sunt vândute de peste 30 de agenții de turism din toată țara. Programul Litoralul pentru Toți se află la cea de 15-a ediție ca program tradițional în care patronatele hoteliere și cel al agențiilor de turism și-au dat mâna în vederea atragerii turiștilor în perioada de extrasezon pe litoralul românesc.